Hei, salutare, oameni faini, și bine ați revenit pe Arhiva BD. Azi este momentul acela în care facem așa un scurt preview pentru perioada următoare, la modul în care, să știți din timp așa cam ce o să urmeze pe canal. Bine, hai mult și la modul informativ, dar așa să vă faceți o idee. Și vom începe în primul și în primul rând pentru pasionații, să zicem, benzilor desenate din copilăria noastră, marca Egmont România, și anume, data aceasta avem seria întreagă de Mickey Mouse pentru anul 2002, cel față de serile precedente par așa mai light. Dar n-a, s-a schimbat și formatul, deci da. Bine, le avem pe toate, 24 de numere interesante. Deci o să le parcurgem împreună și bineînțeles de ce să le întindem așa puțin, așa să le desfășurăm aici. Să fie la vedere. Sau de ce nu să le dăm așa. Avem câteva BD-uri pe care să le prezentăm. Deci din start, deci seria Mickey Mouse anul 2002. În continuare, bine, nu o să le pun chiar așa pe tot, dar vom continua, bineînțeles, și cu seria Hug, următoarele 10 numere ale seriei. Foarte faine coperțile și o bandă desenată incredibilă, doamne, incredibilă. Nu în ultimul rând, mai ales pentru pasionații de fumetti sau benzile desenate italiene. Chit că e drept, poate în ultima perioadă, da, n-au mai apărut pe canal numere normale de Nathan Never, vor apărea. Dar de ce nu, pe lângă cele standard, vom introduce deja și lucruri mai deosebite, mai ediții așa mai speciale. E destul de mare. Hai să-l punem cumva pe aici și să-l introducem. Așa. Bineînțeles, dacă tot vorbim de partea de fumetti, încă nu am început seria Dragon Hero Iribele, pentru că am stat și m-am gândit, păi da, aceea e a doua serie, trebuie să începem întâi cu seria Dragon Hero normală și vom începe așa cu niște cioncăre, marca Sergio Bonelli, editore. Și în același timp, evident, vom face și introducerea altui personaj foarte interesant din universul Sergio Bonelli, Mr. No. Interesant și acesta, un BD de citit. Și dacă tot vorbim de Nathan Never, pe lângă acea serie, cine știe, intrăm deja poate și în alte serii mai interesante Nathan Never, tot așa niște cioncăre mai mari, să fie, că să le avem prezente. Și dacă cumva, na, cine știe, poate nu vă atrag până acum părțile de Nathan Never, poate inserăm așa și un Nathan Never cu Justice League, așa, din numerele mai normale. Dacă totuși nu găsiți ceva interesant, dar încă sunteți interesați de fumetti, de ce nu începem să răsfoim pe partea și de Topolino. Deja vorbim de era când au trecut la Panini Comics. Deci avem și pe această cale din seria fumetti. Și evident, poate na, mai sunt și pasionați pe această cale de lucruri mai din domeniul, să zicem așa, romanelor grafice. Vom răsfoi, bineînțeles, al doilea roman grafic al lui Greg Rut, cu desenele de Ethan Hawke, și anume Middle Ark. Un roman grafic foarte fain și nice, foarte nice. De asemenea, un alt roman grafic pe care recomand, Operation Ajax, The Story of the CIA Coup That Remade the Middle East. Yep. Deci ca să înțelegi puțin istoria Iranului, recomandă acest roman grafic. Bineînțeles, o lucrare demențială care nu prea se vrea a fi luată în serios, dar n-ai cum să nu apreciezi un Seven Brothers Omnibus de John Woo. Mm-hmm, da? John freaking Woo, that Woo. Așa. De ce nu? Să mai revenim poate și la lucruri mai așa mai autohtone. Avem așa Dune, romanul grafic, cartea întâi. Și tot așteptăm și cartea a doua. De ce nu trebuie să apară pe această cale și sper doar să păstreze formatul. Știu că deja doilea volum este cartonat pe dincolo, dar sper că va ieși la fel ca să aibă continuitate. Cât de cât, adică na, totuși. Da. În principiu, bine, sunt mult mai multe, adică dacă stau să mă gândesc cel puțin până în prezent la tot ce a apărut și poate și acest așa din pe canalul Arhiva BD, hai să zicem că suntem acolo undeva la 10% din colecție, adică da, nu știu exact procentul, dar oricum, pe lângă
acestea care sunt așa cu titlul de prezentare, ce vor apărea în perioada următoare, mai avem. Deci stați liniștit, content mai avem. Atâta timp cât lumea o să fie interesată, curioasă și va urmări materialul, vorba aia, I will provide you. Adică nu este niciun bai pe partea aceasta. BD-uri avem, slavă Domnului, din toate categoriile pentru toată lumea. Și da, bine. Acum nu știu dacă a început deja să apară pe canal sau nu. Acum depinde de când o să fie urcat și acest preview. Dar mai avem așa ca și bonusuri. Avem și seria întreagă, istoria ascunsă, care a fost așa o surpriză foarte plăcută pentru mine. Nu mă așteptam să le găsesc la cineva și care să fie dispus să se despartă de ele. Dar da, deci momentan, mai ales că, na, și de la Egmont România avem, deci mai pe scurt, Egmont România, check, romane grafice, check, bine, mai avem trei paperback, mai avem single issues, DC, Marvel, check, fumetti, check, Topolino, check. Deci stați liniștiți, avem pe această cale, bineînțeles, o să intrăm puțin și în domeniul acesta de cărți legate de BD, care, sau materiale ce au legătură cu această industrie de benzi desenate, care, na, pe lângă benzi desenate, cam trebuie să citești și astfel de materiale dacă ești colecționat și pasionat pe această cale. Deci, da, stați liniștiți, avem de toate. Avem de toate pentru toată lumea. Nu. Sper că vă intrigă puțin sau că veți dori să urmăriți ceva anume din cele prezentate până acum. Eu vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Nu uitați, un share, un subscribe ajută canalul, ajută Arhiva BD. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat, pentru susținere, pentru orice like, orice share, orice subscribe, orice comentariu. You are the best! Vă mulțumesc încă o dată, vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, tradiționalul baftă tuturor!